Abuzurile conducerii Consiliului Județean față de comunitatea romașcană se țin lanț. La ultima ședință a legislativului județean, sumele alocate unităților administrativ-teritoriale au fost repartizate absolut discreționar, municipiului Roman fiindu-i alocată o sumă ridicolă de 2000 de lei. Ședința extraordinară a fost condusă de vicepreședintele Ioana Safte în lipsa președintelui Ionel Arsene, a cărui absență nu a fost explicată consilierilor județeni prezenți. La primul punct al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrative-teritoriale a sumelor defalcate de unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 2016. Rog comisiile să prezinte rapoarte de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Cultură. Aviz favorabil. Comisia Servicii Publice. Aviz favorabil. Comisia Urbanism. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Liderul de grup al consilierilor PNL a solicitat conducerii Consiliului Județean să explice criteriile care au stat la baza acestui tip discriminatoriu de alocare bugetară. Liberalii au propus un amendament de repartizare în funcție de populația fiecărei localități. La proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrative-teritoriale, grupul consilierilor județeni PNL propune ca repartizarea acestor sume să fie făcută în funcție de populație. Am solicitat conducerii Consiliului Județean cu data de 15-12 să spună criteriile care au stat la baza acestei repartizări. Și nu am primit niciun răspuns. Și dacă există... Vreau să... Dacă poate conducerea Consiliului Județean să-mi spună care au fost aceste criterii, sau dacă doamna directoare de la Direcția Buget Finanțe poate ne spune care sunt criteriile pentru repartizarea sumelor defalcate. Vicele Ioana Safte a ținut să spună că modul de repartizare a sumelor este precizat în expunerea de motive a hotărârii. Ideea este următoare, că nu politizăm acest subiect extrem de important. Ceea ce s-a repartizat este expres conținut în expunerea de motive prin repartizarea pe unități administrative teritoriale a sumelor defalcate de unele venituri ale bugetului de stat în 2016. Eu nu fac nimic altceva acum decât să supun votului Consiliului Județean dacă este de acord sau nu este de acord cu acest proiect. Liderul grupului de consiliere a continuat să solicite o rectificare echitabilă a sumelor către primăriile din județ. În expunerea de motive nu este trecut nici măcar un criteriu cum s-au repartizat aceste sume. Și am încercat să găsesc toate criteriile posibile. Deci, am văzut, de exemplu, la Roman. Se repartizează 2000 de lei. La Piatra Neamț 50.000 de lei. Deci, la Piatra Neamț 200.000 de lei. Care au fost aceste criterii? Adică să-mi spun formula matematică, cum s-au repartizat. Deci, vicele Ionela Safte a încercat să explice intențiile conducerii Consiliului Județean la acest tip de repartizare și a cerut colegilor liberali să nu politizeze chestiunea. Destinațiilor de legea bugetului de stat anul 2016. Achetarea alienatelor, împrumuturi contractate în baza ordonanței urgență a Guvernului 2 de 2015, susținerea programului de dezvoltare locală și a proiectului infrastructuri care necesită cofinanțare locală. Deci asta v-am dat doar o părticică de text. Aceste sunt solicitările la toate materiile, dacă îmi permiteți. Și de aia spuneam, haideți să nu polemizăm pe voastră, iertați-vă, să politizăm. Și secretarul Consiliului Județean, Daniela Soroceanu, a ținut să precizeze faptul că, prin lege, atributul stabilirii acestor sume revine președintelui Consiliului Județean. Criteriile după care domnul președinte a făcut repartiția. Repartiția se face în funcție de criteriile pe care dânsul le-a avut în vedere, pornind la cele trei premize, prezentate în expunere. Dacă lăsați să vă răspund mai departe, dacă nu, n-am vorbit peste noastră și aș aprecia tare mult. Dacă vreți, poate am greșit, mai iertați. Da, evident. În expunerea de motive, și așa cum spune legea 215/2001, este de competența președintelui Consiliului Județean acest tip de repartiție, în funcție de toate aceste documente care dumneavoastră, dacă doriți să le analizați, le-ați putut analiza și la comisie, le puteți analiza și în acest moment, în funcție de solicitările de la OAT-uri, de ceea ce a transmis administrația financiară, avem o suită de alierate pe care deniștii le-au transmis către noi. Acesta este un prim aspect. Al doilea aspect. Dumneavoastră m-ați contactat ceva mai devreme și mi-ați zis că aveți un amendament.
V-am solicitat ca acest amendament să fie însușit fiecare, să-l prezentați în comisie, după care să-l supuneți în vot la plen. Cred că este indiferent de criterii sau de criterii, de propuneri sau nepropuneri, de solicitări sau nesolicitări, este voința dumneavoastră. Aveți un amendament procedural, așa ar trebui să-l supuneți la vot și domnul vicepreședinte, asta ar trebui. Să-l discutați amendamentul, mai puțin are importanță criteriul, până la urmă, pentru că echilibrarea bugetelor se face la o propunere. Propunerea președintelui Consiliului Județean, cel singur îndrăduit care are acest drept prin lege, a făcut-o prin expunere și respectiv acel raport de specialitate. Supus la vot amendamentul consilierilor liberali de a face o alocare în funcție de populația fiecarei localități a căzut la votul majorității. Liberalii au propus ca Romanul, ca cea de-a doua localitate ca importanță, să primească 558.000 de lei, Târgu Neamț 206.000, Bicazul 72.000. Proiectul de hotărâre a trecut cu votul majorității PSD-PMP, ALDE, așa cum a ieșit din pixul președintelui Ionel Arsene. Revoltător este faptul că și consilierii care provin de la Roman au votat împotriva alocării de fonduri orașului care i-a trimis